Deschideți, vă rog, Sfânta Scriptură împreună cu mine, să citim din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 28, ultimele versete din capitolul 28, versetele 16, până în sfârșit, versetul 20. Pagina 961, Sfânta Scriptură, Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetul 16. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. 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 Multă pace. Frați și surori din Sighet, mă bucur să fiu din nou cu dumneavoastră. Din toată inima mă bucur, chiar dacă poate nu reușesc să exprim îndeajuns bucuria asta, vă rog să mă credeți. O spun din adâncul inimii mele, mă bucur să vă întâlnesc din nou, casa Domnului. Dacă nu reușesc să o exprim, este, știți dumneavoastră, de ce? Sunt și lucruri care ne apasă. E adevărat. Și știți de ce? Pentru că trăim în lume. Și în lume, spunea Domnul Iisus, veți avea necazuri. Și sunt multe. Și nu sunt de un fel. Sunt de multe fel. De când nu ne-am văzut, sunt sigur și peste noastră au venit necazuri de un fel, de altul. Multe. Nu vreau să ne amărâm inima cu asta și vreau să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să fim încrezători în El în toate necazurile. Doar două vă spun, nu pentru altceva decât să vă rugați. Ultimele două pe care eu le-am trăit, le-am simțit, le am în inima mea și vreau să le împărtășesc cu frații mei ca să vă rugați pentru ele. În urmă cu poate două săptămâni, să fie câteva zile, aproximativ două săptămâni. Într-o seară am primit un mesaj bun de la un frate, un prieten bun din Franța. De fapt, el este consătean de-al meu și prieten de familie și oameni cu care am împărtășit mult în vremea în care eram în Bihor și le-am fost aproape, ca familie, ei ca familie. Le pot spune, chiar dacă nu avem termeni ăștia, spun ei, că le-am fost părinți spirituali, nașii și eu așa am considerat că pot să le fiu de ajutor și am făcut-o. Oameni pe care i-am la inimă, mi-s dragi. Și mesajul lui era scurt, doar atât. Vă rog să vă rugați pentru Alida. În spital, în Cluj. Sunați-o pe Laura pentru mai multe amănunte. Alida e fiica lor, singura lor fiică, 20 de ani. Un copil deosebit. Am cunoscut-o de mică. Am ținut-o în brațe la binecuvântare. Am avut parte de multe bucurii împreună, văzându-o cum crește, cum se dezvoltă, cum slujește pe Domnul. În urmă cu 2 ani am fost la botezul ei, am fost la absolvirea ei, la absolvirea clasei a 12-a, a terminat șefă de promoție la liceul mare din Marghita. A ajuns la facultate, student în anul 2, la drept, o studentă de nota 10. În fin, am sunat-o pe Laura și când soția mea, Eva, pe care o știți, a vorbit cu ea, Laura i-a spus: Eva, îți spun. Ce s-a întâmplat? Stai jos. Să nu cazi. Spune Laura. Alida are leucemie lipoblastică acută. Într-o fază foarte
sa. Știți ce asta, nu? Ce? Cancer. Nu se poate. Nu se poate. Așa este. E în a doua fază de chimioterapie. A fost descoperit pe miercuri. Joi am spus să te pregătești, de mâine încep chimioterapie. E foarte grav. Pe lângă toate, i-au mai perforat și plămânii când i-au pus aparatul acela. Scap. Aș vrea să vă rugați la Dumnezeu să se îndure. Amin. Amin. Sâmbătă seara vorbeam din nou la telefon cu tatăl ei, cu prietenul meu, cu fratele meu, Lucian. Sună din nou telefonul și am zis, văd că cineva insistă, te răsun. Și am răspuns, am sunat din nou și am sunat fratele Remus Muscan, din Seină, îl cunoașteți. Și mi-a spus, frate, era să-ți dau o veste tristă. Ce s-a întâmplat? Acum am sunat cineva și mi-a spus că fratele Nelu Mare, pastorul din Oltenia, consăteanul tău, a murit în urmă cu două ore. 51 de ani. Un om deosebit. Un om mai mult. A plecat în Oltenia. Zicea cineva, mai greu arderenii să iubească pe Oltenia. El i-a iubit și-a luat soție olteană. E acolo, sunt acolo de 20 de ani. Sâmbătă seara, în timp ce, sâmbătă după masă, în timp ce spăla mașina, se pregătea pentru ziua de duminică, nici măcar nu era mașina lui. Sluja. Asta a fost viața, să slujească viața. Spăla mașina altuia. A căzut, a făcut un atac cerebral acela, masiv, și în 3 minute am murit. A rămas în urmă soția, două fete deosebite, studente la muzică, la Oradea, una este la master, una în anul întâi, și un băiat de 11 ani. Am rămas fără cuvinte. Aș vrea să vă rog să-i aduceți înaintea Domnului rugăciune. Sunt unele lucruri care ne zguduie. Mă pregăteam să merg la Baia Mare, la Privința, zis, nu știu dacă pot merge în Oltenia, aș fi vrut să merg la mormântare. N-am putut să fiu acolo. Dar credeți-mă că inima mea este încă afectată și sunt din pricina aceasta poate un pic altfel. Dacă vreți să vă rugați pentru ei, nu pentru mine, pentru ei, aș vrea să vă invit să ne ridicăm. Dacă vrea cineva să se roage pentru această familie, aceste familii încercate, nu îi cunoașteți. Sunt frații noștri. Sunt oameni care suferă. Dacă vreți să-i aduceți înaintea Domnului, ne rugăm ca Dumnezeu să-i întărească. Rugați-vă pentru Alinda. Alinda, Moca. Rugați-vă pentru familia Maio, pentru văduve și orfani, pentru sora care a rămas, copiii care au rămas prădată, pentru lucrarea care a rămas acolo descoperită. Rugați-vă ca Dumnezeu să-și pună mâna Lui și să lucreze El cu puterea Lui. Dacă vrea cineva să se roage, vă rog din toată inima, aduceți-i înaintea Domnului rugăciune. Pe Alinda și pe familia Maio, rugați-vă ca Domnul să-L intervină prin puterea Lui de Dumnezeu. Amin. Amin. Slăvitule Tată, Tu care ne cunoști pe fiecare în parte. Doamne, Tu știi biția ta, vârsta ta scrajită, adică să-i suferească așa de eu. Te rog să te atingi de ea. Amin. Cu cere, Doamne, ca și noi să o purtăm în rugăciune. Amin. Așa că e un copil în Tău, Doamne. Tată, te rog și pentru sora care a rămas cu tine copil. Te rugăm. Știu pe Tine, Tatăl, vădurilor sau farmilor, Doamne. De ce te rog Tu să-i spui? Amin. Te rog, Tată Sfânt, pentru fata mea care a rămas cu doi copii de plăcere. Acolo așa de parte, Doamne. Tu s-o ții în hal. Călăuzezi, Doamne, și Tu te-ai porți. Amin.
Pentru că Tu poți totul, Doamne. Am văzut că Tu ai putut să veni din 5.000 de bărbați afară de copiii. Doamne, Tu poți să le poți să lor de grijă, Doamne. Slavă Tău! Să le de trebuință de asta, Doamne. Ca să te rămână copiii Tăi, Doamne. Amin. Poți să o mor, deci eu, Dumnezeule. Nu uita bogăție, dar nici sărăcie, ca să fie în stare să te blasteme, Doamne. Și, Doamne, dă-le Tu cele Tăi de trebuință și poartă-le Tu de grijă. Amin. Și te poate binecuvânta în fiecare zi. Chiar dacă trecut prin suferință, trecut prin cazul, Doamne. Și despărțirea așa grele, Doamne, Tu poți să-i dai putere ca ei să treacă. Amin. Prin om, Doamne, pune-ne pe inimă, ca zi și noapte, Doamne, să le putem în inimile noastre. Amin. Să le ajutăm prin rugăciune, că dacă putem altceva. Doamne, nu-i cunosc, dar tu știu că-i cunosc pe fiecare în parte. Îți mulțumesc, Tată, că te rog, că te rog în numele lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Tată din ceruri, te rog să nu vii familia mai, Doamne. Amin. Sigur că Tu le vei putea de grijă. Ajută-i, Doamne, să se întâlnească cu toți în cer, în părăția. Amin. Te rog, de asemenea, pentru lucrare de acolo, din Olt, Doamne, ca Tu să o binecuvintezi în continuare. Amin. Nevoie și să faci pe care să nu sufere și în continuare găsește oamenii potriviți. Doamne, te rog, ajută-ne și pe noi să fim gata oricând, să ne punem cu Tine. Te rog, de asemenea, Doamne, și pentru Alina, ca Tu să o întărești, Doamne, și Tu să o faci bine. Amin. Tu poți să o vindeci, Doamne, Tu poți să faci miracolul vieții. Da. De aceea, pentru că Tu cunoști planurile cu privire la viața, Te rog să biruiești în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Îți mulțumesc pentru că Tu vei lucra. Amin. 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 Vă rog să vă așezați. Vă mulțumesc. Și vă mulțumesc.